Adevărul e că veneam după o serie de câteva meciuri fără să câștigăm, de fapt pierdem. Am pierdut câteva meciuri, o victorie muncită, da, contra unei echipe foarte bine așezată în teren, o echipă cu calitate. Am făcut o primă repriză foarte bună, după care în repriza a doua a venit acea eliminare a lui Kiki și lucrurile s-au complicat. Este important că de multe ori trebuie să aduni puncte și jucând mai prost și muncind mai mult decât o făceam de obicei. Lumea era obișnuită cu noi să jucăm, să punem presiune, să creăm fotbal. În seara aceasta am muncit mai mult decât am jucat. Da. Cum am spus, de multe ori meciurile se câștigă și așa. De gazon s-a tot vorbit, s-a văzut cum arată gazonul, mai are rost să comentăm? Ca fotbalist este important să te adaptezi la orice suprafață de joc artificială, eu știu, mai puțin bună cum a fost poate în seara aceasta. Periculoasă. Până la urmă, cu ce rămânem în seara asta sunt cu punctele și cu victoria muncită. Situația asta cu stadionul, că s-a decis pe ultima 100 de metri, v-a surprins așa la nivel? Nu, noi eram pregătiți să venim la București. Nu, în momentul în care s-ar fi decis să mergem în altă parte, am fi mers în altă parte. După meciul cu FCSB, spuneți că Farul va fi în play-off. Poate acest meci să fie așa începutul? Suntem departe de a da verdicte. Suntem încă în prima parte a sezonului. Mai este partea de retur. Noi am avut un început de sezon foarte complicat cu meciurile din cupele europene. A trebuit să jucăm miercuri-duminică. Noi eram obișnuiți cu un astfel de rin, pentru că era pentru prima dată când jucam de foarte mulți ani în aceste competiții. Acum, având doar campionatul și cupa, nu, care este o competiție pe care o tratăm cu seriozitate, sunt convins că vom arăta diferit și încet, încet, sper eu, vom ajunge la nivelul de joc pe care l-am avut anul trecut. Mazilu, omul meciului, a făcut un meci senzațional. Am muncit enorm. Mazilu a făcut un efort extraordinar astăzi. A fost jucătorul cel mai periculos din compartimentul ofensiv. Aș fi minunat să continue așa cât mai mult la noi, dacă se poate. În condițiile în care vine debutul în cupă și am avut sezonul trecut în care a fost prima experiență cu un nou format, cum vedeți formatul acesta? Ridicol. Nu știu cine, care a fost mintea luminată să decide o astfel de competiție, un astfel de țintar. Noi suntem echipa campioană și jucăm 3 meciuri în deplasare. Acum, nu știu dacă lumea vrea să vadă în semifinale, în sferturi, echipele din Liga 2, din Liga 3 sau vor să vadă echipele care ar merita să fie acolo sus. Cred că așa am văzut și în majoritatea campionatelor, în majoritatea țărilor, că echipele care au câștigat campionatul, echipele care au terminat sus, sunt avantajate. La noi este total pe dos. E ciudat că acele grupe, în mare parte, se repetă comparativ cu anul trecut. Eu nu înțeleg cum noi, echipa campionă, jucăm 3 meciuri de deplasare. Este ridicol, adică e de noaptea minții. Nu jucați cu toate echipele din grupă. Și nu jucăm toate echipele din grupă. Deci eu așa ceva n-am mai văzut și n-am crezut că există așa ceva. Dar ne adaptăm și la această competiție ridicolă. Păi foarte multă lume este nemulțumită. Și ei continuă, probabil că le place așa să aibă toate echipele supărate și să continuă această competiție. Repet, nu e normal ce se întâmplă, echipa campioană să joace 3 meciuri în deplasare. Credeți că ar trebui făcut la nivelul ligii profesioniste măcar un protest, o hârtie către federație? Nu știu ce trebuie făcut, dar nu-ți conferă plăcere această competiție. Când ne gândim la cupă și ne gândim că iar vom juca în deplasare, fără să ai nici măcar cel mai mic favor fiind echipa campioană, repet, nu e deloc plăcut. Dar trofeul este un obiectiv și în condițiile astea. Orice competiție o tratăm cu seriozitate. Este un trofeu pe care noi nu l-am câștigat de mult timp și îl dorim. Dar ne l-am fi dorit într-un alt format. Vă întreb și de echipa națională. Cu Andorra vom avea copii în tribune. Mai bine așa decât deloc? Avem două meciuri pe care trebuie să le câștigăm, Belarus și Andorra. Nu va fi ușor în deplasare contra bielorușilor, pentru că este o echipă care a pus probleme în această campanie de calificare. După care Andorra acasă este un meci de 3 puncte oricum. Apoi
vom vedea la ce distanță vom fi de urmăritoarele noastre, pentru că vom avea poate cele mai grele meciuri în Israel și acasă cu Elveția. Am văzut că poate un jucător spun gata, mergem în Israel, deja calificația există. Ar fi bine să fie așa, ar fi minunat, pentru că Israelul are un program foarte, foarte dificil.